Iată că pe bancă de lucru avem compresorul meu. L-am de ani de zile, i-am dat numai ulei. Trebuie să schimb partea asta cu normal aia cu ventilație din aluminiu. Îmi trebuia urgent când s-o rup. La noi, la magazinele locale, am găsit doar furtun hidraulic. Și l-am înlocuit un pic să încălzește mai tare, dar asta este ideea. M-am putut abține și am început să desfac. După aia mi-am dat seama că hai să și filmez. Practic face parte din restaurare și reparații. Cu mult înaintea restaurării și a reparației canalului, acesta a existat și a văzut detalii și vopsit și suflat, e tot. Acum mai e timpul ca să mă ocupă pe el. Aici are ceva problemă, scapă aer. Trebuie să-l desfac tot. Dăm seama și dăm jos regulatorul cu mufa rapidă. Mai trebuie să-i dau jos firul care merge la motor. Și apoi acesta e și rupt. Partea deasupra o aveam pe aici. Nu știu pe unde este să vedem. Nu mai am. Adică pe aici e sigur pe undeva, dar acum nu e așa importantă. Probabil că o să-l schimb. O să pun unul nou, probabil. Mă mai gândesc dacă merită investiția. Să văd cam ce defect. Nu mă deranja că stătea așa deschis, deși e periculos cu curentul. Eu normal nu-l țineam fără carcasa aia, chiar dacă era rupt șurubul care o ținea și nu mai funcționa butonul de oprit și pornit. Scoteam din priză și băgam în priză cât timp tot curgea. Foarte repede mi se golea. Porneam, s-a umplea butelia, suflam ceva ce aveam de făcut și aveam de lucrat cu el și în decurs de 5 minute era iarăși gol. Deci, probabil că o să schimb chestia asta cu una nouă, să văd la ce preț găsesc și apoi mai fac diverse un pic de curățare. Ulei i-am pus nu de mult, poate în toamnă, nu l-am mai folosit exagerat de atunci, dar probabil că o să vreau să mă uit și la piston cum e și vedem și cum e uleiul. Hai să ne apucăm să desfacem în continuare. Compresorul, după ce l-am suflat și am curățat puțin, nu e foarte rău. Totuși mă abțin în a-l desface, măcar că mă cam mâncă degețelele, nu pot să promit că până la sfârșit nu îl desfac, să văd cum arată în interior. Dar acum vreau să văd de partea asta ce se întâmplă cu ea.
cu asta cam nu e la locul lui, după cât îmi dau eu seama. O să mai studiez un pic. Și aici am o membrană care e ruptă. Până la urmă, mi-am comandat nou. Bun, e ok. Hai ca să-l echipăm. Am gata cu compresorul, însă am mai descoperit o problemă.